Chin mare pentru Craiova, însă vin punctele. Și asta este partea importantă până la urmă, partea plină a paharului. Într-o seară în care s-au auzit și fluierături pe Ion Oblemenco, dar este totodată o seară în care te apropii în clasament de FCSB și de CFR Cluj. Evident, mingea este în terenul celor două. Cum vedem, vii la 3 puncte până la urmă de prima poziție și speri, habar n-am, nu știu, sper ca Farul și FCR Argeș și echipele cele mai slabe de departe ale acestui, play-off să producă miracole, mai ales că am aflat că Farul are și o sumedenie de accidentat și așa mai departe. Da, discutăm spre finalul emisiunii și despre partidele care urmează. Îi salut pe Basara Pandru, pe Bogdan Cosmescu, mă bucur că suntem împreună. Bună seara! Ce s-a întâmplat? Cum îți explici, Pandi, meciul ăsta modest, nu? Cred, greșesc când zic? Nu! Ai spus foarte bine, un meci slab din minutul 7 până în minutul 90. Au trăit periculos, nu au jucat deloc, iar cei de la Voluntari au încercat cu ce au putut să ajungă la poartă. Până la urmă, cred că un singur șut pe poartă. Da, așa, cel puțin asta este statistica. Adică al voluntarilor, da. Atât de mult au stat prin preajma careului, te gândeai că au avut ocazii că au ajuns, dar nu au ajuns la poartă. Dar au trăit periculos cei de la Craiova. Important pentru ei că au câștigat meciul ăsta. În general, și am mai vorbit despre lucrurile astea, când joci slab și câștigi, e bine, pentru că s-ar putea să te urecheze cineva și să înțelegi că nu e ok să joci așa, deși și la Sepsi, în prima repriză cel puțin, cam tot meciul ăsta a fost. Da? După care din minutul 45 până 60 ai forțat acolo, ai și egalat, după care iară s-a trecut la jocul ăsta, adică s-a repetat, da, jocul de la Sepsi. Da? Importantă victoria, important că sunt acolo și pun presiune pe cele două echipe, dar cred că ai spus bine, cele două echipe au meciuri ușoare, pare că și etapa asta e tot de antrenament pentru cele trei echipe din față. De-abia după săptămâna viitoare urmează meciul între ele, între FCSB și Craiova, meci care pare mai echilibrat, mai dur, mai altfel. Oricum e un play-off foarte ciudat din multe puncte de vedere, adică și diferența dintre voluntari, voluntariul partidelor cu FCSB și CFR Cluj și cel de astăzi. Că a fost una singură. Cu FCSB. Nu zic FCSB și CFR. Am zis diferența dintre cum a jucat... Dar am jucat bine cu CFR? Mi-a plăcut, în Gruia mi-a plăcut acolo. Nu, eu vorbesc de meciul acum, mai, ultima etapă. Da, au făcut nimic, nici eu vorbesc de ăsta, de Paști, de Paște, duminica Paștelor. Nu mi s-a părut că voluntariul a pus vreo problemă, dar adică nu mi s-a părut că a avut nici măcar răutatea pe care am văzut-o astăzi. Astăzi am văzut răutate cu CFR Cluj, n-am văzut răutate. Astăzi am văzut multe cartonașe galbene, adică mi s-a părut o cu totul altă echipă a voluntariului ca determinare față de ce am văzut cu FCSB și CFR Cluj. Total diferită. Uite, chiar vreau să mă uit la câte cartonașe galbene am luat împotriva CFR-ului în etapa trecută. Nu ți s-a părut? Adică ți s-a părut? Nu, problema este următoarea, că poți să iei cartonașe galbene și fără să fie foarte multă răutate. Pe niște greșeli, mie nu mi s-a părut că meciul a fost... Adică au luat două galbene. S-a părut că au fost niște intervenții punctuale, greșite, întârziate, așa au venit cartonașele galbene. Nu pe un fond de agresivitate de ăsta extraordinar de ieșit din comun. Acolo, mi s-a părut poate că... la Tamaș, acolo cu Bayram. Da, dar ajunge târziu, e bătrân. Da, ajunge târziu, dar îi dă peste picior, cred că acolo, nu? Adică se duce cu... Adică ce, crezi că îi dă special peste picior? Nu, că ajunge târziu. Vă întrerupt, e Bayram la declarații. Bună seara, Ștefan, omul meciului în această seară. Gol pentru tine, victorie pentru echipa ta, dar văd că ai ieșit lovit. Da, mă bucur foarte mult că am câștigat, că am luat cele 3 puncte. Nu este important că am înscris eu, important este că mi-am ajutat echipa și am luat cele 3 puncte. Asta a fost obiectivul nostru la începutul meciului. Într-adevăr, consider că a fost fault și cred că se merita un galben. Cum a fost această luptă pentru voi cu voluntari? Sunteți în formă, marcați meci de meci, asta v-a stricat media pentru că aveți 3 goluri pe meci. Cum ai simțit acolo lupta pe teren? Da, o echipă foarte bună, o echipă arțăgoasă, puternică, în duelurile 1-1 și ne bucurăm că am adus cele 3 puncte astea, cum am zis mai devreme. Asta a fost obiectivul, nu să dăm cât mai multe goluri, să câștigăm și să ne apropiem de primele două clasate. 17 goluri marcate de voi, care-i secretul? De unde atâta poftă de gol? Ne antrenăm foarte bine, exersăm cât mai mult la antrenament, atât în apărare cât și în atac și consider că avem o echipă foarte puternică. E strâns acolo clasamentul pe podium. Voi, oricum ați vrea, o să arbitrați lupta aceasta la titlu, sunteți și voi în lupta la titlu. Cum simțiți voi?
Noi nu ne gândim la lupta la titlu sau să luăm campionatul. Ne gândim să luăm fiecare meci și la sfârșitul play-off-ului vedem pe ce loc ne clasăm. Dacă continuăm așa, eu zic că o să fie bine pentru noi. V-ați maturizat? Puteți face față acestei presiuni? Pentru că ați jucat odată cu trofeul pe masă și a părut așa că n-aveați maturitatea să rezistați acelei presiuni. Da, consider că avem jucători cu experiență în echipă, jucători de mare valoare, atât pe plan național cât și internațional, și consider că o să facem o figură frumoasă, cum am zis și mai devreme, în campionat. Urmează duelul cu FCSB. Cum va arăta acest duel? Va fi un duel foarte disputat. Cu cei și noastră întâlnim o echipă foarte bună, care este, cum știți și noastră, o rivalitate foarte mare în oraș și sperăm să-i batem. O să ardă Oltenia, o să vină Oltenii la meci în număr mare? Sperăm să fie aproape de noi, cum a fost și în seara asta. Pe această cale vreau să le mulțumesc că ne-au încurajat din primul până în ultimul minut și sperăm să o ținem tot așa, că doar alături de ei putem să câștigăm și să urcăm. Mulțumesc! O seară bună! Da, zice la un moment dat, noi am, că nu contează ceva de genul, nu contează felul în care am arătat, contează scorul, că noi am jucat pentru scor. S-ar putea să pierzi la un moment dat când joci bine, să zici că ai ghinion. Fotbalul de obicei le reglează pe astea. Ei au jucat, după părerea mea, deosebit de modest și cu FCSB. Asta este părerea mea. La fel de organizare și de noroc și de o conjunctură, n-au arătat nimic. Da, ideea e când au jucat, când au încercat să joace parte în parte cu FCSB, n-au scos puncte aproape niciodată. Bine, când au încercat să nu joace și au refuzat jocul, au câștigat bine toate au punctele. Bine au jucat cu CFR. Da. După părerea mea. Da. Ăla a fost cel mai reușit meci. Dar pe de altă parte și CFR-ul. Nu i-am văzut pe clujeni atât de modești niciodată în ultimii 5 ani. Liviu Ciobotariu. Seara, domnule Ciobotariu, care ar fi concluziile după a patra înfrângere consecutivă în Liga 1? Da, așa este. Eu cred că meritam mai mult din acest joc. Au fost două reprize diferite. Una care, în prima în care Universitatea Craiova și-au creat mai multe situații de a marca, chiar au marcat un gol prin Bayram, însă a doua ne-a aparținut în totalitate. Am dominat practic a doua repriză. Nu mi-aduc aminte ca Universitatea Craiova să fie avut vreo situație doar pe anumite contraatacuri. Suntem frustrați, nemulțumiți de rezultat, pentru că puteam pleca cu un rezultat de egalitate. Cui ați pune așa responsabilitatea pe acest gol primit? Pentru că am văzut acolo Tamaș, Armaș, doi jucători cu experiență, Tamaș certându-l pe Popa, cine are vina? Eu. La cal. Eu, da, eu. De ce? Pentru că probabil că n-am exersat foarte bine sau foarte mult la fazele fixe. Trebuia să fiu mai atent și să... Da, se întâmplă, numai că este al doilea joc consecutiv în care primim gol din fază fixă și mă deranjează, dar o să încercăm să remediem acest lucru, pentru că deja se întâmplă la fiecare joc și, sincer, nu-mi convine. Adică vorbim de responsabilitate și... Dar v-am spus, la fotbal se întâmplă, mai greșesc și jucătorii, mai greșim și noi și stafful și toată lumea, dar... E important este că am arătat bine astăzi. Am arătat bine. Am jucat cu Universitatea Craiova, o echipă care se bate la titlu. În a doua repriză, eu cred că am jucat de la egal la egal cu o echipă care se bate la titlu. Și asta mă bucură, pentru că am declarat și îmi susțin ceea ce am spus, că suntem o echipă care este în greu de învins. Dar, încă o dată, am făcut un joc bun. Îmi pare rău, așa că puteam pleca cu un rezultat de egalitate și... V-ați fi dorit mai multă inspirație acolo în atac? Da, e greu când joci cu Universitatea Craiova, au jucători de calitate, clar, și fundașii centrali lor sunt foarte puternici, jucători foarte buni, de-aia sunt unde sunt și pe merit. Chiar sunt o echipă care mie îmi place foarte mult. Am spus-o înainte de joc că sunt cea mai în formă echipă și ăsta este adevărul și ca rezultate și ca joc, poate alături de FCSB, dar iau mai multe goluri marcate, dacă nu mă înșel, în ultimele jocuri. Da, păcat că puteam scoate mai mult din acest joc. Tamaș a declarat nemulțumirile legate de conducerea clubului, de acele promisiuni neonorate. Credeți că și acest lucru poate l-a făcut așa să nu se concentreze la meciul de astăzi? Nici nu se pune problema. Eu îl cunosc foarte bine pe Gabi Tamaș. Eu am mare încredere în el.
La Gabi orice antrenament, orice joc amical, oficial, îl tratează cu mare, mare seriozitate și responsabilitate și chiar mi-a plăcut cum a jucat astăzi, a jucat foarte bine. Apropo de Tamaș, v-aș mai întreba și așa, o situație delicată, dacă puteți să ne confirmați dumneavoastră sau nu. S-a vorbit de faptul că în seara de înviere Gabi ar fi fost la o petrecere în... Exclus. Înaintea meciului. Nu, exclus. Am stat în cantonament. Au fost 5 jucători care au vrut să meargă să ia lumină. Am fost de acord, dar la ora 1, ceva de genul... Gabi nu era printre ei. Nu, bă da, și Gabi. La ora 1 au fost la hotel. S-a vorbit de faptul că ar fi fost la o petrecere? N-avea cum că eram în cantonament. N-avea cum să fie la petrecere dacă nu eram în cantonament. Vă mulțumesc. Ok, l-am auzit pe Liviu Ciobotariu. Eu am auzit și noi de niște incidente. S-a înviorat numai la întrebarea asta. Până atunci a fost cam trist. Da, de niște incidente cu Gabi Tamaș, cu, mă rog, cu o distracție prin Pipera pe acolo, pe la un bar, cu niște cozonaci aruncați și așa mai departe. Da, ok, dincolo de asta, e treaba lor, e bucătăria lor interne, ei știu cum se gestionează situația. Zice la un moment dat de gol și vreau să vedem golul. Zice, dom'le, vina mea că e fază fixă. Adică, nu, e, poate un antrenor să-și asume vina la o fază precum cea de la gol? Nu cred. Să spui că, dom'le, e vina lui Armaș. Da, cred că e și Laurențiu Reghe, cam nu știu dacă mai avem timp de analiza golului. Dar să rămânem, adică să reținem ideea, că nu mi se pare, adică nu văd... Nici mie nu mi se pare, Armaș trebuia să se pună între poartă și adversar, sărea acolo la cap cu Bayram, n-avea nicio șansă să dea cu capul Bayram de lângă, adică, Armaș. Din momentul în care s-a bătut faza fixă, aia ține de tine ca organizare, ca antrenor. S-a bătut faza fixă, da, și s-a bătut prost, pentru s-a bătut, că exact. În loc să se bată în fața jucătorilor, s-a bătut în spate, după care a ajuns mingea la Marius Constantin și el dă cu latul parcă acolo, nu? O ridică puțin, ploată, cu latul peste Tamaș. Și între Tamaș și Armaș e Bayram care bagă mingea în poartă. Acolo, dar... deja vine, acolo deja ține de felul în care te organizezi tu, de nu, acolo ai doi, acolo ai doi jucători cu experiență care, uite, în mod normal trebuia să știe ce să facă. Uite, am stat la 4 metri de singur om care este acolo în zonă. Nu, și... scuze, Reghe Kampf. Bună seara, domnule Reghe Kampf. Continuați seria bună cu Craiova, o victorie astăzi. Care ar fi concluziile? Primul rând, am să încep cu mulțumirile. Pentru fani, în primul rând, au fost magnifici, au susținut echipa și așteptăm la următorul meci să fie lângă noi. Mulțumiri jucătorilor pentru acest meci, chiar dacă nu a fost plăcut ochiului. Știam că vom suferi, lipseau cei doi fundași centrali. Prin schimbarea lui Marius, accidentat la pauză, a trebuit să-l tragem pe Crețu în linia de mijloc și am pierdut unul dintre jucătorii cei mai în formă, jucătorul care ne recuperează foarte multe mingi, care este foarte agresiv, apare bine la finalizare. În fine, lucruri care astăzi n-au fost de partea noastră. Accidentarea lui Screciu a venit ieri, la antrenamentul de ieri, și a trebuit să nu riscăm astăzi cu el. Valerii Căgăman și Crețu, a doua repriză, Vali bine după o perioadă foarte lungă, încă nu este 100% pregătit, dar a încercat să facă tot ceea ce a putut și i-am mulțumit după meci, pentru că nu este ușor. Ritmul la care vrem noi să jucăm este unul foarte ridicat pentru un jucător care a stat 5 luni afară și vine după operație. Ceilalți jucători care au intrat și au făcut datoria, rezultatul este pozitiv. Știu că probabil anumiți oameni nu sunt mulțumiți de ceea ce au văzut, dar cred eu că este important să suferim și noi în anumite meciuri. Numai așa putem forma o echipă puternică, o echipă care știe să se descurce în fiecare moment și se întâmplă să avem și asemenea meciuri. Ați învățat lecția, acum puneți accentul pe puncte și mai puțin pe spectacol uneori, pentru că am văzut două reprize diferite și ați explicat și dumneavoastră de ce. Da, este pentru noi și în general pentru echipele care joacă în play-off, cele mai importante sunt punctele. Sunt jocuri și jocuri, jocuri unde, de exemplu, în prima repriză reușim să marcăm al doilea gol, la acea ocazie a lui Ivan, cu siguranță mai vin și alte ocazii. Este foarte important că am câștigat astăzi, am spus-o și la conferință, că meciul de astăzi va fi mult mai greu decât meciul cu FCSB de duminică, pentru că momentul când noi astăzi aveam un rezultat negativ sau câștigam doar un singur punct,
nu mai era important meciul cu FCSB. V-a stricat media de 3 goluri pe meci, un singur gol astăzi, dar care ar fi secretul pentru această poftă ofensivă din play-off? Avem jucători care pot face diferența, avem jucători care sunt foarte buni în fața porții, jucători cu o tehnică foarte bună. Astăzi nu am avut inspirația necesară să marcăm încă un gol, dar trebuie să ne mulțumim și să facem o analiză bună, să ne mulțumim cu rezultatul ăsta, să ne mulțumim cu ceea ce a fost pe teren. Am suferit, mai ales la ultimele 10-15 minute, la acele mingi degajate de cei de la voluntari. Sunt sigur că lucrul ăsta nu se va mai întâmpla la următorul meci și vom avea o altă reacție. Ba, eram cu gol astăzi, dar l-am văzut cu lovit la picior. Ne vorbeați de Marius Constantin. Sunt niște accidentări care vă pun în pericol așa lotul pentru meciul cu FCSB sau îi veți putea recupera? Sper să nu. Marius a avut, nu știu, a simțit ceva la gleznă. Bayram a fost călcat și sângerează la unghie, nu cred eu că este ceva grav. Sper Screciu să reintre la antrenamente, Pap intră și el pentru că vine după cartonașe, vom fi pregătiți la următorul meci. S-a făcut astăzi încălzirea în tribune pentru derbiul cu FCSB? A fost superb, am avut peste 15.000 de oameni, sunt sigur că la meciul cu FCSB vom avea peste 20. Sper să ne susțină la fel și sper să îi răsplătim cu un rezultat pozitiv. Cum vedeți lupta asta? Se încinge tot mai mult acolo în bătălia pentru titlu și dacă are maturitatea echipa dumneavoastră? Dacă simțiți că au crescut? Eu zic că avem maturitatea necesară să ne descurcăm în următoarele partide și, așa cum v-am spus-o, nu suntem la mâna noastră, v-am spus-o înainte de meci. Așteptăm să vedem celelalte rezultate. Va fi foarte greu să se mai încurce echipele din fața noastră, dar noi vom juca până la capăt, vom încerca să ne câștigăm punctele și vedem la final ce se întâmplă. Mulțumesc! Da, vorbește de suferință și de importanța suferinței, Laura. Ești de acord? Da, au suferit. Nu, dar e important procesul ăsta de a ști să suferi? E important, ar fi bine să nu știi să suferi. Să câștigi meciurile lejeri și să nu suferi deloc. Cam așa ar fi cel mai bine. Și tot așa povestește de importanța lui Screciu, o să discutăm și noi după ce l-ascultăm și pe capitanul Bancu. Victorie pentru voi astăzi și continuați acolo lupta pentru titlu. Cum a simțit bătălia de astăzi pe teren? Bună seara, mulțumim. Da, a fost o partidă foarte grea, deși am deschis scorul rapid. După aceea a simțit o lejeritatea noastră, n-am mai avut același ritm și voluntariul a continuat să domine, să paseze foarte mult, mai ales a doua repriză. Și chiar și așa, am avut, cred că, două ocazii foarte mari, puteam să facem 2-0. Până la urmă, nu mai contează, chiar dacă am suferit, important este că am câștigat cele 3 puncte. V-au destabilizat un pic și schimbările, pentru că ați avut și jucători accidentați? Da, așa este, a intrat Crețu, fundaș central, care nu prea a jucat acolo de când a venit la noi. Și cred că și-a făcut treaba destul de bine, n-am primit gol. Este foarte bine, chiar dacă a jucat acolo, eu zic că a făcut-o foarte bine și vom vedea acum pentru meciul următor. Sperăm ca ceilalți fundași să-și revină, pentru că avem nevoie de ei acolo. V-a ajutat puțin grătarul acela să vă uniți ca o familie, să vă bateți unul pentru altul pe teren? Da, nu este nevoie neapărat de un grătar. Este bine pentru că suntem o familie și ne înțelegem foarte bine. De când a venit mister, pot să zic că suntem un grup unit și se vede asta și în teren, pentru că adunăm puncte de la meci la meci. Și aveți și foarte mare poftă de gol în play-off-ul acesta. Da, așa este. Am marcat foarte mult. Se vede ceea ce facem la antrenament. Ne ajută foarte mult și în meci. Și am reușit să marcăm foarte mult în acest play-off. Încălzirea astăzi s-a făcut în tribune și pentru derbiul cu FCSB. Cum ai simțit tu atmosfera și la ce te aștepți de la acest duel cu FCSB? Da, și în această seară au venit foarte mulți suporteri. Mă bucur acest lucru și sper că la meciul cu FCSB să fie stadionul plin, pentru că așa a fost mereu și cu siguranță vor veni număr foarte mare. Sperăm ca noi să ne ridicăm la nivelul lor și să reușim să câștigăm. Sunteți mult mai maturi față de momentul în care ați luptat cu trofeul pe masă? Nu știu, nu pot să zic asta. Niciun meci nu este la fel, este cu totul diferit. Deocamdată eu v-am zis, nici nu mă gândesc la titlu, mă gândesc doar la locul 2. Acesta a fost obiectivul nostru încă de la început, din play-off, și sperăm să ne-l atingem. Arbitrați măcar lupta la titlu, dacă zici că nu te gândești la titlu? Nu știu ce să zic, eu mă gândesc doar să câștigăm noi, pentru că am bătut și pe FCSB și pe CFR, ne-am făcut treaba noastră și nu au de ce să se supere să zic că ei că am urcat pe cineva. Noi doar încercăm să adunăm puncte, pentru că noi câștigăm puncte, bani și asta, acest lucru, de asta jucăm fotbal, să câștigăm noi. Mulțumesc!
Bun, l-am auzit. Hai să discutăm, repet, de Screciu. Vorbește de importanța lui Screciu ca lipsit perchea de fundaș central, Pap Screciu. Și după aia vorbește în seara asta de trecerea lui Crețu fundaș central în momentul când se accidentează Marius Constantin. Ce să înțelegem? Că, de fapt, asta este perechea de fundaș central chiar după recuperările lui Marius Constantin și Găman? Pap Screciu? Marius Constantin cred că pierde locul. Găman probabil că se bate cu cei doi pentru un loc. Dar am înțeles că contractul lui Marius Constantin. Una de zile, parcă spunea, dacă are nevoie. Va fi om de lot, atât tot, nu va mai fi altceva. Da. Cât are? 37 de ani? Face 38 în octombrie, va merge spre 39. Deci, ultima declarație a lui Găman. Mergem mai departe, deja suntem cu gândul la următorul meci, cel cu Steaua. Cum te-ai simțit tu pe teren? Pentru că vii după o absență destul de mare și ai nevoie să-ți intri în ritm. Da, mi-a fost greu, vind-o după accidentare gravă, care m-a ținut 5 luni pe tușe și sper că încet încet să-mi intru în ritm și să ajung la nivelul pe care eu mi-l doresc. Spunea Reghe Camp de faptul că l-ai convins la antrenament săptămâna aceasta. Ce-ți spune? Cum te încurajează? Cum te motivează? Eu cred că la vârsta mea mai trebuie să mă motiveze sau știu ce am de făcut și există un respect reciproc. Știm ce obiective avem fiecare dintre noi. Cum vezi tu bătălia voastră, lupta aceasta pentru titlu, e destul de încinsă, o luptă în trei. Cum vezi tu atmosfera, așa cum îi simți pe colegii tăi, pregătiți pentru aceste bătălii? Bineînțeles, ei trebuie să fie pregătiți, pentru că sunt jucători profesioniști, trebuie să-și facă datoria, să încerce să câștige fiecare meci. Legat de lupta la titlu, eu cred că avem a treia șansă, pentru că sunt deja două echipe în față și cred că va fi greu să se încurce două echipe. Dacă era una, probabil era altceva. Dar noi ne jucăm șansa până la capăt, până la urmă jucăm pentru noi, pentru suporteri, pentru familiile noastre și încercăm să câștigăm fiecare meci. Arbitrați această luptă fără să vreți. Fără să vrem, da. Și poate reușim să scăpăm noi cei victorioși. Arde Bănia săptămâna viitoare, vine duelul cu FCSB. Cum vezi tu acest duel? Cu siguranță va fi interes mare, stadionul va fi 100% plin. Ne bucurăm că jucăm pe o asemenea atmosferă și ne face să ne simțim fotbaliști, pentru că astea sunt meciurile cu adevărat tari. Mulțumesc, Mike. Cu plăcere. Rezervă etapa viitoare? Găman? Se poate. Se poate. Pap Screciu? Asta a întrebat, că în absența oamenilor ăstora, Craiova a reușit niște rezultate cu 4 fotbaliști care erau cam de neclintit din echipă, da? Și la care nu te-ai fi gândit la un moment dat niciodată că vor fi ăia de neclintit. Crețu, Mateiu în fața lui Pap și a lui Screciu. Deci ăștia 4 jucători au devenit în momentul de față indispensabili? Probabil că da. Ține cont că el vine după multe luni de accidentare. Da, și mai ai câte? 3 meciuri. În noiembrie s-a lovit cu 3 meciuri, semifinala și finala. Mai sunt 5 meciuri, practic, dacă ajungi în finală. Da. Dacă nu mai sunt 4 meciuri. Nu cred că joacă cu Pap și cu Screciu și cu Crețu și cu Mateiu la mijloc. Adică nu mai riști. Cred că cu FCSB-ul vor intra jucătorii cu experiență. Nu știu dacă Colici sau Marcovici acolo, dacă s-ar putea Gustavo să joace. Nu știu, Nistor, pentru că joacă foarte puțin în ultimul timp, să intre acolo în fața celor doi. Și cu Șepșii? Că eu cred că e o problemă foarte serioasă pentru Craiova. Dacă FCSB să presupunem câștigă partida asta cu... Și există șanse mari să câștige meciul cu FC Argeș, da? Și ai 4 puncte în spate. Și ai la câteva zile distanță meci de semifinala Cupei României, returul, cu Șepșii. Te duci către alea 4 puncte, către recuperarea lor a 4 puncte, sperând că bați aici, după aia bați și la și pe Șep și pe CFR Cluj. Mergi cu foarte important să iei cupa, pentru că asta dacă nu imaginez. De pe locul 3, dai baraj. Dacă nu iei cupa, și dai baraj pentru cupele europene. Atenție, e mare de pe locul 3 dacă nu iei cupa. Da, e miză mare cupa. Și joci baraj cu Rapid, probabil. Că tu vorbești nu de va echipa, fi ușor. Tu vorbești de echipa care va fi împotriva FCSB-ului, ca și cum ai vorbit de echipa cea mai bună pe care poate să o alinieze. Nistor nu știu, Nistor n-a mai jucat în ultimul timp. Dacă Nistor ar juca cu FCSB-ul, nu te-ar mira, nu? După meciul de cupă să nu joace. Adică ți se pare normal acolo să intre Nistor. De asta spun, că mă gândesc că la meciul cu FCSB-ul să bage jucători cu experiență. Chiar dacă Ivan în partea... în formă mai slabă? Că Colici nu poți să spui că e în formă. Adică Colici nici nu mai știi ce joacă Colici. Colici în momentul de față este...
cum să spun, să mă ierte. Dar i-a luat Marcovici fața în momentul ăsta. Pare că da. Pare că i-a deși luat fața. Deși i-a jucat prost Marcovici, da? Da. Păi nu că i-a luat fața. Despre ce discutăm? Ce adevărat că ai dreptate, domnul Rotaru. 13 e golgătorul campionatului, de fapt, Marcovici. 13 goluri, toate din fără penaltiuri. A. Păi cum? Stai un pic. Păi și stai... penaltiurile alea trebuie transformate. Mă, sigur, dar ca vârf în sine e un fel de golgheter, nu? Da, ideea e că Colici nu mai e, clar nu mai e titular. Da, toată lumea a crescut acolo, doar Colici. Nu a rămas pe loc, chiar sub. A dat mult înapoi, nu? Mult înapoi. Asta spun, a avut chiar sub. Pentru Ivan dă cele mai multe goluri, probabil, nu? Dintr-un sezon. Deci, da, fără discuție, da. Marcovici cele mai multe. Da. Campanu cele mai multe, Bayram acum cu ăsta, care are 7-8, Gustavo are 10 goluri, pentru care are 11 într-un an. 11 parcă. 11 într-un an, 11 într-un an. Gustavo e cel mai constant jucător. Anul ăsta are 10 goluri. Da, 10 goluri, da. Eu zic că Gustavo a fost cel mai constant jucător al Craiovei. Asta spun, Gustavo s-ar putea să joace cu FCSB-ul. E posibil. Dacă intră Screciu, atunci să te gândești și dacă joacă Marcovici sau Colici, să fie Gustavo într-o parte, Ivan într-o parte. Și cu Șepsi ce faci? Sau nu te gândești deloc la Șepsi? Te gândești și la Șepsi, da? Și mergi cu tinerii cu Șepsi? Asta spun că Gustavo intră ce minut? 60 astăzi? Nu poți să-l ții și următorul meci iară să nu joace, să-l bagi iar în minutul 60, după care să-l bagi titular. Adică îl scoți puțin din forma aia de care zici tu că a intrat într-o formă bună. 10 goluri mi se pare multe, mai ales că vine de la Ajman, unde joacă puțin. 7 meciuri, niciun gol și intră bine de tot în meci. În meciul ăsta. Și încă o dată mă întorc la schimbările din seara asta. Înlocuirea lui Marcovici la pauză. Nu știu cum... Scoți un jucător care e în formă, chiar dacă trebuie scos din teren, dacă nu faci o repriză foarte bună, chiar dacă e în formă, nu-l mai lași, nu mai vrei să vezi de la el, nu încerci să-l menții la nivelul ăla de încredere... Și de... Dar vrea să-i dea încredere și lui Colici. Vrea să-i dea ceva de și lui ce Colici, mai pentru că are nevoie de el. Nu știu. Când? Băi, acum, pe finalul ăsta. Ai nevoie de el. Intră în meciul de cupă. Trebuie să fie și el pregătit. Trebuie să fie... Nu cred că poți să-l dai așa deoparte să nu faci nimic. Și nu știu dacă e bine să dai. Nu cred că poți să aduci în acest moment un vârf la echipă de nivelul lui Colici. Hai, nu, dar noi vorbim... Acum, tu s-a dus acum, bun, îl dai afară pe colț sau îl faci ceva cu el și tu s-a dus pe numele lui Marcovici. Aia stau foarte bine, nu? Da, ok. Și mai mulțumesc. Poate să joace și Ivan și acolo, Ivan. Adică acolo au trei jucători. Da. Adică tu vorbești de Colici că vrei să-l bagi în formă ca și cum ar fi, cum să spun, mijlocul sezonului și ai nevoie de... Mai ai câteva meciuri, l-ai pe Marcovici în mare formă și tu-l scoți la pauză. Ca un soi de pedeapsă pare. Băi, ai jucat slab și te scot la pauză. Nu are treaba asta. S-o fi lovit, dar nu e cu pedeapsă, nu pedepsește pe nimeni. Dar probabil că... O fi vorbit cu ei, joci 45 de minute, îl bag și pe Colici 45 de minute, vă țin pe amândoi în formă, avem nevoie meciurile astea, unul joacă cu FCSB-ul, celălalt joacă meciul de cupă și atunci să le dea la fiecare minute. Dacă țineai 70 de minute și dădeai lui Colici 20 de minute, iar nu știi dacă era cel mai bine. Da, nu știu. Tu mai crezi în revenirea lui Colici? La nivelul la care noi l-am cunoscut? Nu e ușor la cum arată acum. Bogdane, tu? Crezi că îl vom mai vedea vreodată pe Colici? Când a venit a fost o senzație. E un maestru. Realmente. E un maestru al revenirilor după accidentări grave. A avut în carieră cel puțin 3 accidentări cumplite. Una a ajuns la Polonezia aia, la fel, a început cu vreo 6 goluri în 6 etape și nu și-a pățit. Tot așa, și-a rupt piciorul. După aia cu spatele, iarăși a stat, a revenit iarăși bine și acum asta care pare să se face mai păcătoasă. Acum și avansează în vârstă. Probabil că se recuperează mai greu. Cu fiecare an care vezi că sezonul ăsta nu a fost totuși un sezon în care el să fi lipsit constant. Nu și-a mai revenit după el aia, mai probabil că e frică. Mai lipsești un meci, dar după aia joacă, adică... Fotbalul n-avea cum să-l uite. El a tot primit șanse. Sunt acolo. Datele fizice sunt acolo, n-avea cum să uite fotbal. Probabil că e o chestiune de încredere. Vezi că avem... Povestea Viu Moldovan, că a avut o perioadă, dacă de Viu Moldovan, că nu putea să bagi mingea în poartă. Nu mai știu unde, la Nanț sau la Servet. Nu putea, era disperat, dintr-un metru dădea în bară. Da, vezi că am avut dimineață un meci al lui Dinamo, în care am văzut niște mulți fotbaliști care la un moment dat jucau fotbal în viețile lor și n-au mai jucat nimic. Nu, dar e Colici arată în continuare fotbalist. Băieții ăia, ți-am spus, dacă tu erai la Dinamo, în anumite cadre, erau burtoși, cărunți, te gândeai că este meci de All Boys. Pe cuvântul meu. Și cu Antonie care... Și cu, da, deci pe cuvântul Antonie meu. Antonie era exact ăla pe care îl scoteai din retragere. Ce ar zice
M-am uitat paralel că juca Liverpool cu Newcastle. Și mă gândeam ce ar zice dacă ar vedea că asta este meci de Liga 1. Te-ai dus la cea mai bună echipă din lume. Nu, dar Newcastle e cea mai bună. Zic cum se juca și ce fotbal era și cum arătau. E bunicică și în ultimul timp.